Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Continuăm discuția pe care am început-o în emisiunea precedentă cu George și Andreea, misionari în India, trimiși de Biserica Evanghelică Română din Geneva, prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă. În emisiunea precedentă am insistat foarte mult asupra chemărilor, asupra întoarcerilor, călăuzirilor, pentru că toate aceste elemente sunt importante în misiunea transculturală și vitale. Astăzi vom discuta mai mult despre lucrarea în care ei sunt implicați acolo. Deci mă reîntorc la voi, bine ați revenit în studio și aș dori să discutăm despre lucrarea în care sunteți implicați. Ați amintit data trecută de o biserică, nu mare, care are un centru creștin, o lucrare cu orfanii, o școală biblică. Care sunt proiectele principale în care voi vă implicați și lăsați ca darurile pe care Dumnezeu le-a pus în voi să fie puse în evidență în beneficiu celor pierduți? Încă de la început, când ne-a chemat Dumnezeu la misiune, scopul nostru principal a fost să propovăduim Evanghelia și să plantăm o biserică în mediul urban, în special dintre oamenii formați din castele înalte, vorbitori de limbă telugu, și de asemenea ucenicizarea, cred că în această zonă a lumii, în acea parte a lumii, este foarte importantă să putem să ajutăm pe oameni să crească spiritual, să motivăm tineri, să putem să le transmitem această dorință de a studia Scriptura, de a se pregăti pentru Evanghelie și de asemenea, în limita posibilităților, să ne implicăm în proiecte sociale de ajutorare a bisericii și nu numai, a oamenilor nevoiași din locul în care trăim. În primul și în primul rând ne ocupăm de evangelizare atât. Cum se face evangelizarea în zona în care slujiți? Pentru că în India metodele de evangelizare sunt multiple. Ce funcționează în zona voastră? Noi am predicat și Evanghelia într-un mod public. Eu împreună cu pastorul care lucrez am mai fost în diferite părți ale orașului sau în alte orașe și am predicat Evanghelia într-un mod public. Însă a predica Evanghelia într-un mod public este foarte bine, este cuvântul lui Dumnezeu, însă nu avem nicio siguranță că oamenii respectivi îl vor primi pentru Dumnezeu într-un mod autentic și nu le vom putea urma creșterea, nu îi vom putea supraveghea, să îi îndrumăm spre direcția bună. Deci oamenii răspund la un mesaj evanghelic, dacă e cazul se predau, dar voi nu știți dacă realmente s-a petrecut ceva foarte în puțin, ei sau nu. Foarte puțin merg către o biserică locală, foarte puțin dintre ei, pentru că având atât de mulți zei, 330 de milioane de zei, ei sunt foarte deschiși în a primi un nou zeu în viața lor, pentru că așa îl numesc pe Iisus. E încă unul și se uită la beneficiile care le au de pe urma acestei relații. Dar se limitează atât. De aceea oamenii aceștia au atât de multă nevoie de creștere spirituală, de ucenicizare și de a rămâne într-o biserică locală. Dar problema e că bisericile locale nu au pus atât de mult accent pe creșterea lor spirituală. Și am văzut și în viața noilor convertiți de acolo din orașul în care suntem noi. Pentru că au entuziasm de a se întoarce la Dumnezeu, dar se limitează atât. Pentru că a citi Scriptura, a o înțelege, a o studia, e un adevărat efort pe care mulți dintre ei nu-l mai parcurg. Se opresc atât, la a-L primi pe Iisus și atât. De aceea, evanghelizările publice într-adevăr sunt un mod de a propovădui Evanghelia, însă nu știm dacă succesul convertirii în realitate a persoanelor poate fi cuantificat. În plus, contextul cultural din India, contextul politic din India nu ne permite să fim foarte liberi în a face evanghelizare publică. Chiar în unele locuri am fost opriți. La un moment dat, pastorul cu care lucrez a fost invitat să predice într-un alt oraș și îmi spunea, uite George, vreau să te iei să predice, să te iau să predice Evanghelia acolo și să avem o seară de evangelizare. Și îi sună pe pastorii de acolo și le spune, uite, am un misionar din Europa care să predice Evanghelia, ce spuneți? La care pastorii de acolo au spus, te rog frumos să nu îl aduci. În urmă cu 2 săptămâni au fost omorâți 2 pastori din zona noastră pentru că am făcut evangelizare publică, au venit hinduși extremiști care ne-au distrus scaunele, au distrus întâlnirea și dacă vine el care e și străin, cine știe ce probleme putem să avem, nu ne luăm responsabilitatea pentru viața lui, te rog frumos să nu-l aduci.
Și pastorul cu care lucrez mi-a spus, uite, asta e situația, te rog, de data asta nu pot să te iau. Și am spus, îți mulțumesc frumos că nu mă iei. Și de aceea evangelizarea publică nu este cel mai eficient mod de a propovădui Evanghelia. Noi ne concentrăm în special pe evangelizare personală prin legare de relații și evangelizare de casă. Cum se întâmplă evangelizarea de casă? Avem un prieten, avem o cunoștință din biserică și dăm o masă la el acasă în care ei să-și invite prietenii lor hinduși. Și în timp ce servim masa, eu sau pastorul care lucrez, avem un cuvânt din Biblie, le propovăduim Evanghelia și în special din mod personal prin legarea de relații, Evanghelia trece cel mai bine. Și așa ne-a ajutat Dumnezeu prin Duhul Sfânt să avem și convertiți în care noi am intervenit în viața lor încă de la început și am putut să le urmăm procesul până la final. În special, prietenul meu cel mai bun din India a fost rodul lui Dumnezeu prin slujirea mea în urmă cu aproape 2 ani de zile când l-am întâlnit. Îmi spunea că el nu crede în nimic. Nu neapărat că nu crede că este o putere sau o forță sau nu este Dumnezeu, dar nu crede că sunt dumnezeii hinduși, că este un Dumnezeu creștin. El îmi spunea, nu sunt cu astfel de înclinații sau nu am astfel de vedere asupra vieții. Și eu, pentru început, nu i-am spus că sunt misionar, ci am legat o prietenie cu el. I-am spus, eu provin din Europa, vreau să-ți fiu prieten. Vreau să mă întâlnesc cu tine, vreau să povestim, vreau să legăm o relație. Și încet, încet, legând o relație, trecând câteva luni, la un moment dat el a venit la mine și mi-a spus, dar ce-i cu tine? Ești un om special, ești un om cum n-am mai întâlnit în viața mea. Cum se face că ești în India, totuși? Înțeleg că lucrezi cu o biserică, dar care-i scopul tău? Și fiind provocat de el, mi-am deschis sufletul și am avut ocazia să-i propovădesc Evanghelia și am spus cum Dumnezeu m-a salvat pe mine din o adolescență plină de păcat, cum Dumnezeu mi-a dat mântuire, mi-a mai eliberat sufletul și primind această bucurie am venit să vă spun și vouă despre ea. Voi care nu știți despre ea. El în realitate nu știa nimic despre Isus, despre Dumnezeu. Un om de 30 de ani care trăiește într-un oraș, nu provine dintr-un trib și totuși nu știa nimic despre Dumnezeu, despre Isus Hristos. Este important să accentuăm acest aspect pentru că am avut și eu această experiență în urmă cu vreo 3 ani de zile când am fost în India să întâlnesc un om care trăia în Delhi, capitala țării, nu un om în vârstă, care nu știa nimic, absolut nimic despre Isus. Și când noi spunem asta în bisericile din România, în Europa, nu suntem crezuți de multe ori. Cum este posibil ca astăzi să existe oameni care să nu audă niciodată de Iisus? Se întâmplă. În India se întâmplă. Această metodă de evangelizare de la om la om în case este una însușită de biserică sau doar voi o practicați? O practică întreaga biserică? Prin asta doriți să atingeți castele superioare? A fost mai mult viziunea noastră ca și misionari și i-am implicat și pe cei de acolo și Dumnezeu într-adevăr ne face trecere prin această metodă. Noi le-am propus, am vorbit cu pastorul cu care lucrăm și i-am spus că eu vreau să pornesc la mine în apartament un grup de ucenicizare, dar și cu scop evanghelic. Și Dumnezeu ne-a făcut trecere în special în oamenii din castele înalte. Acum suntem în proces de evangelizare a profesoarei noastre de limbă telugu, care provine dintr-o castă înaltă. Soțul ei este un om foarte educat, este manager la o companie aeriană. Copiii, una din fata lor studiază în America, al doilea copil este student la medicină și nici care nu știu nimic despre Isus. Nu cunosc, știu despre religia creștină, este o religie, cea mai mare religie din lume, dar nu știu nimic despre Isus. Și prin legarea de relații cu ei, nu ne-am raportat doar ca la profesori, nu ne-am raportat strict profesional, ci ne-am împrietenit cu ei. Și i-am chemat la noi acasă, la o masă, ei ne-au invitat la ele acasă și totuși ne întrebam cu Andreea, cum să ajungem să le propovăduim Evanghelia lor? Cum să le spunem despre Isus? Și cum treceți de la discuții banale, exact, relații de prietenie, exact, invitați la o masă, la Evanghelie, perfectă, la, exact, prezentarea mântuirii prin Hristos? Era o dilemă pentru noi, era un obstacol pentru noi, că nu știam exact metoda prin care să putem să
direcționăm discuția înspre Iisus Hristos și spre jertfa lui Iisus Hristos. Mai ales că profesoara noastră ne-a spus la un moment dat credința fiecăruia să fie personală. Fiecare să țină pentru sine ceea ce crede. Da. Și atunci am zis, Doamne, păi ne-a închis orice ușă. Ce să mai facem acum? Că o jignim, s-ar putea chiar să renunțe la noi, să nu mai ne predea ore de telugu. Dar Dumnezeu a găsit metoda cea mai potrivită. Și cum? Ce s-a întâmplat în cazul acestei femei? Ei au în fiecare casă, hindușii au o cameră, o mică cameră de puja, se numește, de închinare. Și au ei pe perete, au de sus până jos plin de zei și noi ne-am cutremurat la început. Văzând aceste... V-au dus în această cameră? Nu. Doar am văzut o întrecere și ne-am cutremurat văzând aceste statuete. Totuși, ele sunt obiecte, dar casa se simte o putere spirituală întunecată. Ne întrebam, Doamne, cum ne vei deschide ușa? Și Dumnezeu ne-a deschis-o. La un moment dat, chiar de la ea a plecat discuția, ea nu știa ce face, de fapt. Traduceam texte din limba telugu, din limba engleză în limba telugu. Și am spune, voi ce faceți acolo? Că știa că lucrăm cu un orfelinat, dar ce faceți acolo, cu oamenii de acolo? Care e implicarea voastră? Și am spus că eu mai am cuvint, mai am prelegeri înaintea oamenilor. Nu puteam să-i spun că predic, că nu înțelegea. Și ea la un moment dat spune, a, ok, haide atunci să luăm ceea ce le spui tu lor în engleză și să traducem în telugu. Mi-a dat o cale și am început. Am făcut texte despre jertfa lui Iisus Hristos, despre mântuirea lui Iisus Hristos, pentru că aia le spuneam eu oamenilor din biserică. Și făcând texte în engleză despre mântuirea lui Iisus Hristos, care să le traducem în telugu, discuțiile s-au dus în direcția asta și am început să-i spunem ei personal ce credem noi, cum a lucrat Iisus în viața noastră, cum a lucrat Iisus în viața ei. Și la un moment dat ne așteptam să aibă o reacție de adversitate. Însă după aceste discuții, după câteva zile, ne trimite un text mesaj și spune: sunt foarte onorată să vă am pe voi ca și studenți, vă găsesc oameni cu onoare în credința voastră și sunt mândră să vă am. Trecând timpul, ne-am pretenit și mai mult, ea suferă de un fel de durere la spate, un fel de reumatism acut care merge până la picior și la picioare și mi-a spus așa: văzând că voi aveți credința asta în Iisus al vostru, rugați-vă și pentru mine. Să mă vindece Iisus Hristos, să mă vindece Dumnezeul vostru. Și pentru noi a fost o mare bucurie, chiar înainte să plecăm din Inea România, să ne reîntoarcem pentru reînnoirea vizei. Ne-a spus lucrul acesta, ceea ce pentru noi a fost o mare binecuvântare și ne-am smerit înainte lui Dumnezeu. Că ea a realizat că acest Iisus al nostru are putere. Văzând viața noastră și cum trăim noi. Și acum ne rugăm pentru ea ca Dumnezeu să o vindece și mai mult decât atât să-i vindece sufletul, să o mântuiască, să-i vindece familia. Spuneați că asta este metoda pe care o folosiți cel mai mult. A dat roade dincolo de acest prieten de care aminteai, această profesoară preocupată, interesată de a-L cunoaște pe Hristos. Există rezultate, oameni pe care i-ați luat din întuneric, din ignoranță, idolatrie și i-ați adus la lumină, la înțelegerea voii lui Dumnezeu? Vedem transformări în viața lor, cu siguranță vedem aceste transformări. Nu sunt transformări de pline, în afară de Sumant, prietenul nostru, care a luat decizia să se boteze și chiar înainte să ne întoarcem în România s-a botezat, pentru că am văzut că e un proces lung. Nu, le spunem despre Iisus, dar nu îl acceptă într-un mod natural, imediat, ca și Domn al vieților. Și dacă îl acceptă, cum am spus mai devreme, îl așează lângă toți ceilalți zei din viața lor și nu renunță la ceilalți. E un pachet întreg. Dar transformări am văzut. De aceea, rezultatele durează puțin mai mult, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi ca, într-un timp scurt, în 2 ani de zile, nici nu ne așteptam, să avem oameni care s-au convertit prin slujirea noastră. Oameni care i-am întâlnit când nu îl cunoșteau pe Dumnezeu și au încheiat apa botezului cu noi lângă ei. Și ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce am meritat noi să simțim această onoare de a fi folosiți de către Tine în salvarea sufletelor. Și putem să spunem că pentru un moment misiunea a fost îndeplinită. Ne-am dus, am propovăduit Evanghelia
și oameni s-au întors la Dumnezeu. Însă este doar începutul, avem viziune mare, avem dorință mare, Dumnezeu este mare. De ce să nu ne propunem lucruri mari? Noi credem că prin slujirea noastră, prin evangelizările care le facem în casă, în mod personal, putem să avem un impact în societate. De ce spun asta? Dacă o persoană vine la Dumnezeu, automat eu ca și slujitor mă multiplic prin persoana respectivă. De acum încolo, persoana respectivă poate ia mai departe să transmită Evanghelia și tot așa, prin înșiruire. Credem că Dumnezeu ne va folosi și în continuare în câștigarea sufletelor, pentru asta a mers acolo și văzând rezultatele mici pentru început, dar vizibile, pe noi ne-a încurajat extraordinar de mult să trecem peste toate condițiile de viață, să trecem peste mentalitatea indiană și să ne integrăm adânc în societate pentru câștigarea sufletelor. Dincolo de evangelizarea pe care o faceți și publică și în casă și în relații de la om la om, care alt proiect îl susțineți în India? Ucenicizarea, creșterea spirituală. Am pus foarte mult accent pe acest lucru, în special eu, care m-am implicat într-un mod direct în lucrarea cu femeile și am început pentru fetele de la Centrul Creștin cu care colaborăm noi, am început pentru fetele acelea din orfelinat un grup de creștere spirituală. Și de ce l-am început? Pentru că multe dintre ele provin dintr-un mediu hindus în care nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu din familiile lor sau dintr-un mediu musulman sau chiar și creștine care au crescut în familii cu păstori, dar care nu au o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci am văzut între ele tot felul de probleme de comunicare, de bârfă, de invidie, tot felul de lucruri din astea negative și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep acest grup. Am început un grup de creștere spirituală cu fetele peste 16 ani, cu care mă întâlneam la început în fiecare duminică și apoi la fiecare două duminici, pentru că au început examenele, perioada de examene și pentru ele. Și Dumnezeu m-a ajutat să abordez subiecte pe care am văzut că nimeni din jurul lor nu le aborda niciodată. Ele erau învățate strict pe scriptură, să spun așa, dar o scriptură care nu era contextualizată la problemele societății cu care se confruntă. De exemplu, culoarea pielii, cum spuneam și mai devreme. Cu cât o femeie în India este de culoare mai închisă la față, cu atât este mai discriminată, cu atât este mai greu pentru ea să-și găsească o slujbă, cu atât este mai greu să-și găsească un soț, să-și întemeze o familie, ceea ce este centrul societății indiene. Și atunci, văzând reclamele din India, care m-au șocat inițial, pe toate blocurile erau panouri imense cu creme pentru albirea culorii tenului și am văzut că societatea le hrănea acest lucru și ele erau discriminate din această cauză, sufereau, complexate, exact. Și Dumnezeu m-a ajutat să leg aceste probleme ale societății, să le îmbin cu scriptura, să spun așa, și cu viziunea lui Dumnezeu despre ele, despre ce sunt ele și despre frumusețea lor, care nu se referă la culoarea pielii și multe altele. Eu predau un curs motivațional tinerilor de la școala biblică, un curs în care aleg o temă specific zonei în care trăim, orașului și zonele din care provin ei. Îi ajut să înțeleagă slujirea, îi ajut să-și înțeleagă rolul ca și slujitori. Abordăm diferite teme și cel mai important e faptul că creșterea lor este vizibilă. Îi văd cum se implică, îi văd cum cresc de la sesiune la sesiune și la un moment dat, pentru 3 sau 4 săptămâni, nu am mai putut să susțin cursul, am fost ocupați cu alte activități ale bisericii și ei puneau presiune pe profesorii de la școală. Când vine fratele George? Când vine fratele George? Pentru că de la mine primesc altcumva. Nu pentru că eu spun lucruri mai bune decât cei de acolo, nu pentru că eu sunt mai bun, ci pentru că sunt diferit față de ei. Și impactul meu în viața lor este mult mai mare decât un impact al unui profesor indian. Și încă ce puterea exemplului i-a marcat pe mulți dintre ei și au zis cum voi, doi albi, pentru că așa ne numesc înainte de orice, doi albi ați lăsat Europa, ați lăsat o țară ca Elveția și ați venit aici la noi. Pentru ei lucrul acesta, puterea exemplului e impactant. Și am văzut că e foarte încurajator, pentru că sunt studențe școlii biblice care, după ce vor termina școala biblică din orașul în care locuim, vor merge în zonele rurale, majoritatea dintre ei, și vor lucra printre triburi, în zone periculoase.
Și am văzut că au rămas foarte încurajați. În procesul de unicenicizare, exemplul personal vă rulează foarte mult. N-aș putea să le spun lor despre greutățile slujirii dacă eu nu le-aș simți sau nu le-aș fi trăit. N-aș putea lor să le spun despre dificultatea de a te adapta la un anumit mediu rural sau un mediu străin dacă eu nu m-aș fi adaptat înainte. Și mă bucur foarte mult de creșterea pe care o face Dumnezeu și de faptul că îmi dă putere de fiecare dată să fiu aproape de ei și să abordăm subiecte care să-i ajute. Însă, aparte de acest curs care țin cu ei de motivare, sunt implicat cu pastorul local în toate activitățile bisericii, sunt unul din predicatorii bisericii, particip la slujbele bisericii, când este vorba de nuntă sau binecuvântare, merg împreună cu pastorul, predic Evanghelia specific pe evenimentul care este. Nu mergem la nuntă și ei predică despre orice altceva. Nu au acest simț al întâlnirii cu momentul respectiv. Ei merg la nuntă și predică despre orice altceva. Merg la o binecuvântare, predică despre orice altceva. Și chiar m-am întâlnit cu câțiva din slujitori și le-am spus: oameni buni, dacă mergeți la o nuntă, vorbiți despre binecuvântarea cuplului, despre lucrarea lui Dumnezeu în viața cuplului, nu despre alte chestii de biserică sau la binecuvântare de asemenea. Și cred că implicarea mea în ucenicizarea bisericii sau în modul de creștere a bisericii împreună cu pastorul cu care lucrez este una benefică pentru contextul în care lucrăm. Nu este destul să facem evangelizare și Dumnezeu să aducă roade, ci este imperios necesar să ucenicizăm acei oameni, să-i ajutăm să crească spiritual, ca ei la rândul lor să devină oameni maturi, oameni care să fie gata să plătească prețul misiunii răspândirii Evangheliei. Și credem că ucenicizarea este o metodă prin care Dumnezeu îi crește pe oameni și îi ajută să devină maturi spiritual. Și este partea misiunii, cred eu. Așa e. Și în Africa, și în India, și în multe zone în care se lucrează acum, una dintre marile provocări pentru misionari este aceea de a face ucenicizare. Oamenii se convertesc mai ușor, mai greu, vin la Dumnezeu, dar biserica trebuie să se consolideze și ea poate fi consolidată numai printr-un proces de ucenicizare. Am vrut să întreb cum reușiți să armonizați gândurile voastre, ideile voastre, viziunea voastră cu a bisericii locale. Sigur că biserica aceea exista, funcționa, aveau și ei proiecte, ați amintit și o să mai amintiți și de proiectul cu orfelinatul, școala. Și voi ați venit din Europa, ați văzut anumite nevoi, cum le-ați comunicat în așa fel încât păstorul să nu se simtă jignit? Vin oamenii ăștia, ne privesc de sus și vor să își implementeze propriile idei. Căsătoria noastră, să spun așa, cu biserica cu care lucrăm, centrul cu care lucrăm, a fost într-un mod supranatural. Noi, mergând prin India, vizitând mai multe biserici, după ce Dumnezeu ne-a convins că, de fapt, lucrarea noastră este un mediu urban, ne-am întâlnit cu pastorul respectiv printr-o cunoștință care am întâlnit-o la cursurile de misiologie, un pastor indian, și discutând cu pastorul actual, povestind despre noi, cine suntem noi, ce vrem să facem, la un moment dat m-a întrebat: totuși, care e viziunea voastră? Ce vreți să faceți în India? La care eu îi spun: noi dorim să lucrăm în mediul urban și să atingem în special oamenii educați, profesorii, industrialiștii, oamenii care nu sunt atinși cu Evanghelia și au influență în societate, ca și ei la rândul lor să aibă impact mai departe în societate. Când am spus lucrul acesta, pastorul care lucrez s-a cutremurat, aproape că i-a dat lacrimile și mi-a spus așa: eu și cu soția mea postim de 100 de zile pentru o viziune nouă și Dumnezeu ne-a dat viziunea să atingem oamenii din caste înalte, în special în orașul nostru, în orașul mare. Ei provin din casta superioară? Da, ei provin din casta superioară, convertiți. Și pastorul care lucrăm este și doctor în teologie, are mai multe master, este un om de foarte înaltă calitate și mi-a scos repede și a pus un curs pe masă, cursul lui de doctorat. Teza lui de doctorat a fost evangelizare urbană, atingerea caselor înalte. Și a spus: Dumnezeu v-a trimis pe voi la noi.
Acest impact care l-a avut prima întâlnire ne-a deschis ușa spre o colaborare. Bineînțeles că la început a fost diferențe de mentalitate, diferențe de percepție a lucrurilor, însă Duhul Sfânt încet, încet ne-a unit și noi ne contextualizăm cât mai mult la nevoile lor, însă și ei țin cont de cuvântul nostru, țin cont de... Ne întreabă în momentul în care trebuie luat o decizie, pentru că ne văd viața, ne văd implicarea, ne văd pasiunea și slujirea și pentru noi mai mult decât orice cuvânt, asta ne este carte de vizită și asta am vrut încă de la început să ne fie carte de vizită. Bineînțeles că centrul nostru are o lucrare mare, însă nevoia de slujitori străini, nevoia de oameni care au o mentalitate mult mai deschisă decât cea indiană este foarte mare. Este foarte mare. Ar fi nevoie de mulți misionari români și nu numai în lucrarea în care ne implicăm noi. Avem biserica, avem centru creștin, avem centru creștin cu școala biblică, orfelinatul, toate se întâmplă în aceeași clădire. În plus de asta, pastorul cu care lucrăm coordonează și alți pastori din zonele rurale unde din nou este o nevoie foarte mare de slujire. Noi doi avem un impact limitat. Avem un impact atâta cât putem să-l avem ca și două persoane. Ar fi nevoie de mulți slujitori, nu doar la noi, ci în toată India. India este o țară cu nevoie urgentă de evangelizare și de ucenicizare. Așteaptă să fie evangelizată și ucenicizată, dar unde sunt lucrătorii? Da. Aș vrea să discutăm un pic și despre aceste proiecte sociale în care sunteți implicați, despre orfelinat, pentru că noi, într-adevăr, trebuie să punem pe primul loc, așa cred eu și așa sunt sigur că și voi credeți, să punem pe primul loc mântuirea oamenilor, pentru că degeaba ai ajuta pe cineva din punct de vedere material dacă oamenii și-ar pierde sufletul în final. Cel mai important lucru este ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu schimbă radical viața, dar ca și copii al lui Dumnezeu nu putem să fim insensibili la nevoile materiale care există și în India există da. Foarte multe. Ce proiect social coordonează biserica și cum sunteți voi implicați în el? Biserica, ca și biserică, în afara orfelinatului care îl are, încă de la început, în urmă cu mulți ani, când a început lucrarea aceasta, ea a început ca și o lucrare socială pentru un orfelinat, cu un orfelinat. Mai târziu s-a dezvoltat și biserica, s-a dezvoltat și școala biblică. Însă, în afara porților, să zic așa, în afara campusului, nu au o anumită viziune de a impacta societatea, pentru că ei însăși sunt în mari nevoi. Și atunci, noi, eu cu Andrei, am pornit un proiect de ajutorare a orfelinatului în special numit Apă pentru Viață. Cum am pornit acest proiect? La un moment dat l-am la orfelinat și vedeam vreo 10-12 copii cum împărțeau o jumătate de sticlă de apă și își beau fiecare câte o gură și pasau sticla de unul altuia. Am luat masa împreună cu pastorul și l-am văzut trist. Noi știam că problema cu apa este foarte mare în India, dar acum el era trist, el era transfigurat la față, se schimbase și le întreb, care e problema? Și îmi spune, George, uite, ieri aseară fântâna actuală care avem a secat de tot, nu mai avem niciun pic de apă și nu știu ce să fac. Azi dimineață le-am comunicat studenților să trăiască, prin credință, avem această problemă, mă gândesc chiar să opresc școala biblică pentru o perioadă nedeterminată, ce să fac? Câți studenți, copii depindeau de această resursă? Avem 105 copii și 50 de studenți la școala biblică, plus aproximativ 20 de oameni în staff care se ocupă de mâncare, în special șoferii care duc copiii la școală, aproximativ 170 de oameni care dintr-o dată au rămas fără apă, fără pic de apă. Și nu doar de băut, fără pic de apă în tot ceea ce ține utilitățile. Și văzând această situație, m-am autosesizat și am spus, stai liniștit că vom face ceva. Lucrarea noastră ca și misionar trebuie să fie una holistică, una întreagă. Nu putem să mergem doar să le propovăduim Evanghelia și văzând o nevoie să rămânem indiferenți. Și Domnul Iisus Hristos, văzând pe oameni înfometați, le-a înmulțit pâinile. Trebuia să facem ceva în privința asta
și am pornit un proiect numit Apă pentru Viață, care consta în următoarele lucruri. Pentru primele 2-3 luni aveam nevoie să cumpărăm apă din exterior, pentru că nu aveam bani necesari să furăm o fântână în adâncime. În termen așa scurt. În termen așa de scurt. Costurile sunt destul de mari și am spus așa, haide să cumpărăm apă pentru 2-3 luni, timp în care eu împreună cu agenția cu care lucrez o să răspândim vestea că ați rămas fără apă și să adunăm bani pentru forarea unei fântâni la adâncime. Pentru primele 3 luni am cumpărat apă din exterior, însă și aici a devenit situația din ce în ce mai grea. Pentru început ne-am înțeles să vină în fiecare zi o cisternă cu apă cu 5.000 de litri, deși noi avem nevoie zilnic de 11.000 de litri, 11.000 de litri pentru toate utilitățile. Ne-am angajat să plătim în fiecare zi o cisternă de 5.000 de litri să vină. A fost bine pentru o lună de zile. În a doua lună de zile, cei care ne furnizau apă au spus cererea este așa de mare încât nu mai putem să venim zilnic decât o dată la două zile. Deci, dintr-o dată au devenit 2.500 de litri pe zi în loc de 11.000 de litri pe zi. Și în ultimele săptămâni, situația a venit și mai dificilă încât ne-a spus nu putem decât o dată la 3 săptămâni. O dată la 3 zile să venim cu cisterna. Atunci am dat mai multe telefoane, ne-am rugat și am început procesul de forare a fântânii în adâncime. Ați strâns până la urmă banii? Inițial au venit, nu strânsesem toți banii, dar am început prin credință. Da. Da. Am început chiar prin credință și în timpul acesta erau fete de la orfelinat care mai veneau la mine acasă și îmi spuneau, uite, sincer, astăzi nu am fost deloc la toaletă și nu am mâncat aproape nimic, ca să meargă copiii cei mai mici să poată folosi toaleta. Și erau deshidratate, erau, vă dați seama, se simțeau foarte rău. Are implicații foarte mari, lipsa apei și văzând aceste lucruri, nu puteam să rămânem indiferenți. Dacă nu ai mobilă în casă, nu ai mobilă, dar dacă nu ai apă, ce faci? Și implicațiile acestea în viața tinerilor, a copiilor, au fost foarte mari. Nu mâncau cu zilele, cei mai mari se sacrificau pentru cei mai mici. A fost o situație destul de dificilă. Și în proiectul nostru de strângere de fonduri pentru această fântână a mers prin credință. În momentul în care am contractat firma să ne sape fântâna, nu am avut toți banii. A trebuit să ne împrumutăm cu bani din bugetul nostru personal de misiune și am adăugat acolo ca să putem să săpăm fântâna într-un timp util. Însă Dumnezeu a lucrat și am acoperit și acel împrumut și însuși forarea fântânii a fost o minune, a fost o experiență deosebită. Împărtășiți această minune, pentru că trebuie să vorbim și despre minuni. Da. Înainte să pornim proiectul, a venit specialistul geolog și ne-a spus exact unde trebuie să săpăm și la ce adâncime trebuie să săpăm. Ne-a spus la 330 de metri trebuie săpat. A venit firma care să ne sape și au mers până la 330 de metri. Nici un picur de apă. Și nu doar că nu era nici o picătură de apă, pământul era format din rocă, nu din lut. Tot praful care venea afară era albastru, așa ca și cimentul. Și ei ne-au spus clar, nu are rost să mergem mai departe pentru că nu o să găsim apă, ei având experiență foarte mare. Oricum ne luau banii pentru foraj, care este o sumă destul de mare și am spus... Cât a costat fântâna până la urmă? Tot procesul a costat aproximativ 6.000 de euro. În jur de 6.000 de euro. Și doar procesul de foraj undeva la aproximativ 4.000 de euro. Doar procesul de foraj. Am ajuns la 330 de metri, nicio picătură de apă. Ne-am spus, nu se poate. Dumnezeu nostru este mare, trebuie să facem cumva. Am zis, mergeți încă 66 de metri, cum ar veni, și cu siguranță vom da de apă. Am mers încă 66 de metri, nicio picătură de apă. Ei, din nou, având experiență, au spus, nu are rost, înțelegeți, oameni buni, înțeleg că e dureros, dar în zona asta nu o să găsiți apă. Am spus, nu se poate, mai mergeți încă 10 metri și Dumnezeu ne va da apă. Am mers încă 10 metri, nicio picătură de apă. Ce să facem? Cumva am fost mișcați, dar n-am cedat. Între timp a ajuns pastorul înaintea noastră cu câteva minute și le-a spus așa, ok, înțeleg că nu mai avem nicio soluție, dar până mă duc eu să parchez mașina alături, mai mergeți 3-4 metri și dacă nu este nimic, ne va trebui să ne oprim. Am mai mers încă 3 metri,
au penetrat pânza freatică și de la 400 de metri adâncime a țâșnit apa cu o presiune și am avut apă din belșug. Și pentru asta l-am slăvit pe Dumnezeu că ne-a dat credință să mergem mai departe. Puteam să ne oprim la 3 metri de apă, la 10 metri de apă, la 66 de metri de apă, puteam să ne oprim. Dar ne-am avut credința că Dumnezeu ceea ce a promis ne va da. Și mai mult decât atât, înainte să începem procesul de forare, dimineața la 4 a început, le-am spus, opriți-vă, vă rog, că vreau să mă rog la punctul unde va fi forat. Și eu, român, m-am dus, rugăciune cu mâinile ridicate, puternică. Român penticostal. Român penticostal. Cei din jur, firma care ne-au săpat, fiind din duș, au văzut lucrul acesta. Mâine zi, după ce am obținut apa, șeful echipei s-a dus la o persoană de la noi din campus și a spus, a venit omul alb cu o zi înainte și a făcut puja, adică închinare, acolo la punctul de săpare și de-aia va da Dumnezeu apă. Deci nu doar că am obținut apa, am fost și o mărturie pentru ei. Nu știm cum Dumnezeu poate să lucreze. Mărturia a fost puterea lui Dumnezeu pentru ei să vadă că se poate întâmpla așa ceva. Am avut mai multe experiențe supranaturale cu Dumnezeu, deși într-un timp scurt am avut experiențe foarte frumoase în care am văzut intervenția lui Dumnezeu supranaturală. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Marcu despre cei care se duc să predice Evanghelia că Dumnezeu va însoți mărturia lui cu semne și mărturia lor cu semne și cu minuni. Dacă există acum în mintea voastră, pe inima voastră, o astfel de mărturie, este momentul potrivit să o împărtășiți, pentru că noi nu ducem doar idei despre Hristos, ci dorim ca El să fie prezentat acolo în toată puterea și măreția Lui. Sunt mai multe, o să spun și una, o să spună și Andreea una. La un moment dat, la noi, în curtea Centrului Creștin, am organizat o evanghelizare publică. Nu ne-am mai riscat să mergem în interiorul campusului, pentru că la noi aveam dreptul să facem în curtea noastră ce vroiam. Am instalat scenă, am tras cabluri, curent, lumini, tot ceea ce ține într-o astfel de organizare și au venit aproximativ 500 de oameni, printre care cel mai probabil și musulmani și hinduși. Totul este pregătit, timpul de laudă și închinare, cântare și a venit momentul ca eu să predic Evanghelia. Înainte să mă ridic să vorbesc, cu câteva minute deasupra noastră s-au evit niște nori atâta de groși și atâta de puternici încât, deși era noapte, că aveam lumini, parcă s-a întunecat și mai mult și a început să plouă încet. Cei de lângă mine știau cu toții, pastorul care lucrăm și lumea începea deja să vorbească că va veni o furtună puternică și va trebui să plecăm. Mă ridic în picioare, încep să propovădesc, am început mesajul pentru 2-3 minute, a început să plouă și, să plouă și mai tare. Primul instinct a fost cel de necredință. M-am întors în spate și am spus la frați, fraților, ce facem? Continuăm? La care ei, frate George, 500 de oameni aici, fă ceva. Și atunci cumva pus la colț de Dumnezeu, le-am spus celor din public, vă rog să mă însoțiți pentru un minut că vreau să fac o rugăciune. Și am spus așa, Dumnezeul meu care m-a dus aici este Dumnezeul cerului și al pământului. Este Dumnezeul care are putere asupra naturii, asupra norilor și asupra ploii. Și eu spun ca numele Domnului meu, norii să fie risipiți ca să putem să avem o seară liniștită. În nici 5 minute toți norii s-au risipit de am văzut stelele și evanghelizarea s-a dus până la capăt și foarte mulți oameni au fost impactați în seara aceea. Ceea ce Dumnezeu a făcut, minunea care a făcut-o, a avut un impact cu atât mai mare încât ei cunosc astfel de temperaturi, de vreme. Când vin astfel de nori, știu că urmează ploaia. Și totuși Dumnezeu a lucrat într-un mod supranatural, într-un mod nemaipomenit și Evanghelia a fost întărită prin acest semn de la începutul predicii și oamenii au ascultat Evanghelia cu mult mai mare interes. Eu, printre altele, aș vrea să aduc o mărturie despre felul în care Dumnezeu vindecă relații. Și am văzut asta în viața prietenilor noștri. Cel care s-a convertit s-a întors la Dumnezeu prin slujirea lui George și în viața soției lui, Sumant și Joy, se numesc ei. Și el, fiind la început de drum cu Dumnezeu, viața lui s-a schimbat și a început să devină un om mai sincer și cu ocazia aceasta i-a mărturisit soției lui un păcat mare din viața lor, de căsnicie pe care el l-a săvârșit.
Și a spus că de când ei s-au căsătorit, el a avut o relație cu o altă femeie care era și ea la rândul ei căsătorită cu doi copii. Și lucrul ăsta s-a petrecut pe parcursul primilor ani din căsnicia lor. Iar Joy, soția lui, a fost traumatizată, să spun așa, de mărturia lui. Dar fiind la început de drum, era și foarte imatur spiritual și a spus: dacă tu ești creștină de atâția ani și îl cunoști așa de mult pe Dumnezeu, de ce nu mă ierți? De ce nu mă ierți imediat și să uităm totul și să ne ducem căsnicia așa în armonie și de ce nu ești blândă și bună cu mine acum? Ea venea din mediul creștin. Da, ea venea din mediul creștin. Și i-a spus: dar cum poți să-mi ceri acest lucru? Eu nu pot să uit un lucru atât de grav, atât de repede să trec peste el. Și de multe ori a venit la mine și plângea și îmi spunea: nu mai pot să fac nimic, sunt absolut distrusă. Nu pot să trec peste nimic, nu pot să trec peste lucrul ăsta, am nevoie de o perioadă de vindecare. Și noi am organizat cu ei în fiecare miercuri seara întâlniri de ucenicizare, în care ne împărtășim probleme, ne rugăm unii pentru alții și tot timpul George are un cuvânt. Iar știm problemele lor, de data aceasta am ales să aibă un cuvânt despre familie, despre iertare, despre dragoste, despre acceptare, despre familie în general. Și a avut un cuvânt George. La sfârșit erau la fel de distrus, să zic așa. N-am văzut nicio schimbare în viața lor. Și după ce au plecat, vorbeam între noi și spuneam: uite-te, am încercat să facem ceva pentru ei, dar am fost așa de slabi. Au venit triști, au plecat la fel de triști. Nu înțelegem nimic din ce se întâmplă. Și a doua zi, Joy m-a sunat și mi-a spus: aseară după întâlnirea cu voi, așa de mult ne-a cercetat Duhul Sfânt, încât am mers acasă, am avut o discuție de 2 ore, ne-am cerut iertare unul celuilalt, reciproc, ne-am iertat și am hotărât să continuăm drumul acesta fără remușcări. Și am văzut cum Dumnezeu a intervenit în relațiile acestea de infidelitate, în amalgamul ăsta de sentimente negative, de durere, de frustrare, și a schimbat pur și simplu relația lor. Într-o relație distrusă de mărturisirea aceasta, Dumnezeu a reîntregit-o și a dat unitate între ei. Și asta s-a întâmplat peste noapte, într-un mod supranatural. Deci numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă astfel de minuni. Exact. Când o familie trece printr-o astfel de traumă, nu se pot vindeca lucrurile așa de repede, în mod natural. Însă Duhul lui Dumnezeu a lucrat atât de puternic în viața lor, încât peste noapte s-au iertat, și nu doar de fațadă sau nu doar de a fi spuse lucrurile, ci chiar s-au iertat, chiar s-au vindecat și Duhul Sfânt chiar i-a transformat. Am văzut mai apoi evoluția lor, erau liniștiți, erau bucuroși, comunicau, deci am văzut diferența dintre parcursul lor până atunci și apoi după ce Dumnezeu a intervenit în relația lor. A fost extraordinar. Ne bucurăm să auzim aceste mărturii și mai ales că Dumnezeu vă folosește într-un mod atât de frumos acolo, că deschide uși pentru Evanghelie. N-aș vrea să încheiem emisiunea înainte de a vă pune încă o întrebare, la care, dacă se poate foarte scurt, să-mi răspundeți care sunt provocările slujirii acolo. În 2 emisiuni aproape ați vorbit doar despre binecuvântări, succese, ați împărtășit minunile pe care le face Dumnezeu, totul este roz, totul este ok, n-aveți nicio problemă, nicio provocare să trăiți acolo. Avem. E adevărat, în spatele succeselor pe care Dumnezeu le dă noi ca și oameni, n-am fi putut să facem nimic fără Duhul Sfânt, stă multă muncă și provocări mari. În primul rând, cea mai mare provocare este să fim acolo. India este o țară închisă, în special începând în urmă cu 2 ani, când un guvern indus extremist a preluat puterea. Este foarte greu să obții vize pe termen lung pentru India, în special noi ca români. Dacă eram americani sau englezi, aveam alt statut. Dar ca și român este foarte greu să obținem viza pe termen lung, un permis de ședere. Asta este prima provocare cu care ne întâlnim. A doua provocare cu care ne întâlnim sunt condițiile de viață total diferite față de ale noastre. Trebuie să ne adaptăm la mâncarea lor, la clima foarte, foarte călduroasă, excesiv de călduroasă. Cât este de cald în sezonul cel mai cald? 48-50 de grade. Problema e că nu e doar o zi 48-50 de grade, e o lună de zile și seara nu se răcorește. Seara este la fel de cald. Și căldurile încep încă de la sfârșitul lui ianuarie, când sunt deja peste 35 de grade. O căldură excesivă, mâncarea foarte picantă, foarte diferită de ale noastre, obiceiurile lor.
Lipsa igienei. Lipsa igienei India este cea mai insalubră țară din lume. Trebuie să mâncăm cu mâna, în unele locuri trebuie să stăm pe jos și toate aceste condiții de viață culturale sunt o mare dificultate pentru noi, chiar și pentru ei care trăiesc acolo. Mai mult decât asta, ar spune eu, lipsa de securitate, de siguranță. Și mai ales pentru mine ca femeie albă, care în momentul în care am ieșit pe stradă, toată lumea se uită la mine, nu am niciun moment de liniște, de intimitate în care să mă simt liberă, că merg, ies la o plimbare, niciodată nu e așa. Și în plus, mai circul și singură din când în când cu taxiul și tot timpul mă gândesc, oare omul acesta e de încredere sau nu, fiind un bărbat șoferul întotdeauna. Asta e cea mai mare provocare pentru mine. Fiind puncte de atracție de culoare albă, ei știu că în general asociază albii cu creștinii, cu bani creștini și tot timpul avem această neliniște când ieșim afară, când ieșim în anumite zone, pentru că ei sunt gata să ne facă rău oricând. E bine că ați împărtășit și aceste provocări, pentru că noi dorim să îi motivăm pe ascultătorii noștri să mijlocească pentru voi, să vă susțină în rugăciune, pentru că, în primul rând, voi sunteți implicați într-un război spiritual și cea mai mare nevoie este nevoia de rugăciune. De aceea ne folosim de emisiuni să promovăm calendarul de rugăciune și să aducem fiecare săptămână, duminică, pe misionari în rugăciuni, în biserici. Acum, la finalul emisiunii, aș dori, George, dacă este posibil, să ai un cuvânt, să te adresezi într-un minut, două, ascultătorilor noștri și să împărtășești încă o dată povara inimii tale. Bineînțeles. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi în tot acest proces, în această perioadă, să mulțumim bisericilor care s-au rugat pentru noi, oamenilor care au donat din banilor pentru noi, ați fost o mare binecuvântare pentru noi. Însă, de aici încolo, avem în continuare nevoie mare de rugăciune. Vă invit să ne purtați în rugăciune pentru că vom aplica pentru o nouă viză pe termen lung. Este o viză care nu a mai fost cerută niciodată din România. Suntem primii care aplicăm pentru o astfel de viză. Ca să putem face o diferență în India, în primul rând, trebuie să fim acolo și avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră, de suportul dumneavoastră, de încurajările dumneavoastră. Amintiți-vă de noi în biserici, la grupurile la care vă întâlniți, orele de rugăciune. Împreună cu dumneavoastră putem să facem o diferență. De asemenea, vreau să vă fac o invitație românilor creștini evanghelici, cei care doriți să experimentați câmpul de misiune sau vă doriți să faceți misiune pe termen lung, India este un loc în care vă puteți implica, este mare nevoie de oameni, este mare nevoie de personal, oameni cu pasiune care să slujească Domnului, să facă o diferență într-o lume în care Dumnezeu nu este glorificat, în care Iisus Hristos nu este cunoscut. Alăturați-vă nouă, susțineți-ne în rugăciune și alăturați-vă nouă în această mare misiune de a câștiga sufletele, a câștiga suflete pentru Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, George și Andreea, și ne rugăm pentru viză pe termen lung și să ne revedem peste un an sau doi la o altă emisiune în care să împărtășiți din minunile Domnului pe pământul Indiei. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și cu bucurie vă aștept săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să ne urmăriți la emisiunea Până la marginile pământului. Scrieți-ne, avem materiale de misiune, revista Noi Frontiere, pe care putem să o distribuim celor interesați de misiune. Avem calendarul de rugăciune. Încă nu suntem la mijlocul anului, mai sunt duminici, mai sunt luni în care puteți să vă rugați pentru un câmp de misiune, pentru misionar, pentru că au nevoie de suportul dumneavoastră. Și sigur, vă aștept să ne revedem în cadrul acestei emisiuni. Până atunci, nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.